În primul rând vă salut și în al doilea rând, dacă nu era prietenul meu care filmează, nu cred că m-ar fi convins cineva să dau o probă de telegenie, să zicem, sau de așa zisă inteligență cu care unii se laudă pe nedrept și alții și o păstrează pentru uz personal. Ultima carte editată de mine ca editor al Albatrosului, Prințul Cuza, Unirea din 1859, are în debutul ei o scrisoare către Alexandru Ioan Cuza, pe care sper să aveți răbdarea să o auziți în lectura autorului, cum se zicea în vremurile imemoriale, în care lumea parcă nu era atât de disperată după învârteli și ciordeli și altele de genul ăsta. Mai era și timp pentru poezie, mai era timp și pentru a vedea luna sau a privi înălțimea ierbii asta, fără să fiu romantic și desfuiat în același timp. Domnului Alexandru Ioan Cuza. Evident că ați înțeles deja că se referă și la domnitor și la faptul că era un domn. Domnului Alexandru Ioan Cuza, în România și în ceruri. Măria ta află despre noi că nu prea suntem bine. Ceea ce le dorim cu asupra de măsură și dușmanilor noștri, și hoților și demagogilor de pe la noi. Și poate de acolo, de sus, de prin ceruri, pe unde te afli, îl vei putea ruga pe bunul Dumnezeu, așa, ca întreziditor de lume. Să-și bage dracu coada în treaba și între asta ăstora, de nesleez de un veac și jumătate de bunuri și de gânduri. Și de speranță. Sau, poate că cei de la Divizia pentru Protecția Constituției din cadrul SRI-ului vor să-și iasă din rol și o să-și intre în piele. Din rolul decorativ. Măria ta, după ce te-ai dus, ăia din monstruoasa coaliție au întemeiat tipar de trădare și de hoție perpetuat cu o sârdie până în zilele de azi. 2015, data scrisorii, 2016, data lecturii. Tagma minciunoșilor, hoților, pidoznicilor și ajosnicilor, încălecându-se prin alegeri ticluite în fals, plătind totul cu bani tot de noi plătiți. Măria ta, niște răi și niște fameni desperați după bani, după combinații și după scârbabnicul modular, nu vor ca România întemeiată de tine să fie o țară ca soarele de pe cer, uitând porunca strămoșească, aflată în țărână, țăran, țară. Au făcut partide de orășeni. Au început a vorbi păsărească de corporatriști și de corporatizde. În dușmănie, închinați banului și străinie, ca niște haini care se află, îl dau jos pe Iisus de pe cruce, și pun în locul său punguța cu cei 30 de arginți ai mondializării. Au sugușat până și doctorii fără arginți. Tot ceea ce este român le pute, fac ascultare și supușenie la tot felul de servicii, ura și prostia le strică fața și, ca o jenantă revanșă, au neveste grase și amante proaste, curve, coace.
S-au adunat ca muci în nasul țării. I-au sărăcit pe român ca niște lifte spurcate și ocupante care sunt ei, acești invadatori. Și ce n-au putut apuca, au risipit în toate cele patru vânturi, lăuda iar popa pe ei, pe slugile și pe interpușilor. Ce n-au putut de rămâne, au hâțânat, strâmbat și maculat. Au poluat limba română, limba vechilor cazanii, și au umplut locul de microbii care sunt vedeași galbeni la față și dând în cap la copuri, cu picioarele înainte. Mii de kilometri au făcut spre destinații de lux. Sute de kilograme de femei au cumpărat și au cărat cu ei. S-au încliftat cu ceea ce nici nu visau, precând le cântau greierii în călcâie la țară. Au mâncat și au beut tot ce-i mai bun pe lume, să le dispară din gură gustul de căcat mâncat în alegeri și în funcții. Măria ta e greu și ne e greu. Sute de ore din viața mea am stat pe la ușile lor de birou și de viloaie de neam prost. Unii m-au privit în ochi, alții, majoritatea, m-au mințit. În următoarea carte, cea de completare despre unirea țării, o să dau lista lor, începând cu nemernicii din gaz și terminând cu secătura aia de prin conducerea de vârf a ASF-ului, pe care știu de vreo 25 de ani. Peste 100 de nume de parveniți prin jihadism. Deși, între timp, unii au mai și murit, filiar țărâna grea și neodihna mare. Prietenul meu imaginar zice, iartă-i mă, eu zic așa, numai Dumnezeu poate ierta. Omul poate doar de uita. Nu-i pot uita măria, că ne-a adus iar foamea, frigul și nesomnul. Măria ta. Începând cu alegerea lui Scuza Vodă, ăla de țimitat geologic chipul, am aflat că partidele au murit, doctrinele au murit și ele, și că va veni vremea cetățeanului. Măria ta. Află că ni s-au cam terminat vorbele. Și ni se cam înghesuie blestemele pe buze. Viața toată ni s-a scurs la umbra marelui urs, apud Nicu Covaci. În loc să pregătim, de exemplu, țara pentru a rezista marelui cutremur, care va veni într-o noapte, într-o iarnă, de-aia-mi cu gura căscată la guma de mesteca pentru ochi, numită tembeliziuni, ci că imparțiale, mânărite de tot felul de mânăritori. Până că și unirea de care făceam pomenire, reunirea de fapt și de drept, o va face în maxim 3 ani și numele românilor președintele Vladimir Putin. Astfel. Va declara plin de sinceritate că sudul Moldovei este, pe drept cuvânt, al Moldovei. Și că el și cu maica Rusia n-au nimic împotriva acestui deplin adevăr istoric. Faptul că doi nemernici din România au semnat sub pretexte euro tratatul de frontieră cu Ucraina nu este problema sa. Va închide astfel, fără să cheltuiască vreun ban, accesul Ucrainei la Marea Neagră și la gurile Dunării. Va mai declara, tot plin de sinceritate, susținut de adevăr și de documente, că Herța și Bucovina, acaparate de la autorii de rapt austriaci,
Vezi că n-am mai tâlhărit și ăștia de-a lungul timpului, inclusiv după 1989. Sunt ale României și pentru că conducătorii României, cei vremelnici, n-au așa apărat și nevoile și neamul, vor avea de ales între pericolul care a pândit Germania de vest când a asimilat cu noduri Germania de est și între pericolul revoltei populare. Dacă mai adăugăm la toate acestea și certitudinea că Vladimir Putin își iubește în mod real țara, că rușii și-au retras din 2013 toate interesele lor pe frontiera Nistru, că diplomația, planificarea lor, e născută din șahul din forță și că în 3 ani vom aniversa 100 de ani de la unirea cu Basarabia, cu Bucovina și cu Transilvania. Cât de repede credeți că pot ea activa găgăuși, rusofoni, bulgari, tătari, ucrainieni, unguri, cât închepe în asociația cică culturală UDMR, activă și finanțată ca partid? Dacă mai adăugăm și directiva ultra-secretă emisă în anul 2000, și vă las să ghiciți de către cine, conform căreia țările trebuie să devină teritorii, popoarele trebuie să devină populații și omul ca persoană ins ca număr, și că, după cum a zis înțeleptul, o turmă de oi se guvernează mai ușor decât o cireadă de boi, le va mai rămâne doar o întrebare. Bă, români, care penele... Păi, iată, fără tine e greu. Și totuși, semne despre bine ar cam fi. Se pare că până în 2016, repet, scrisoarea a fost datată în octombrie 2015. Vor mai rămâne în politica mare doar 3 președinți. Îi numesc în ordinea nașterilor ca să nu-mi iasă vorbe. Traian Băsescu, președintele Capitalei. Klaus Werner Iohannis, președintele României. Liviu Nicolae Dragnea, președintele Democrației, pe care sper să o și ateste. Dacă nu, și de la dâns și până la noi să fie loc liber de ăștia despre care am tot scris. Așezarea țării pe scăuieșul cu 3 picioare va însemna întoarcerea la cutume, la treime, la zmerenie, din dragoste și din respect pentru popor. Să facă dânsii Das Reich der Drei. Măriat. Ar mai fi descris despre încârdășiții din literatura română.